Soluția corectă era ca președintele în capul mesei de la Cotroceni să cheme guvernul și pe toți cei responsabili și să preia conducerea unei crize. Aici discutăm de o criză care afectează siguranța națională. Sistemul de sănătate este aproape de limita maximă. Deci trebuia asumată la nivelul președintelui responsabilitatea conducerii luptei pentru limitarea extinderii virusului SARS-CoV-2. Raportat la numărul de locuitori, sigur că are infecții mai multe decât România. Raportat la numărul de infectați, are o mortalitate infinit mai mică decât România, care e campioană la mortalitate. Deci nu vă lăsați păcăliți de propagandă care e menită să acopere ineficiența acțiunilor guvernului. România este printre țările cu cea mai mare mortalitate în condițiile în care nu testează suficient. Ori este nepermis. Mă mir că astăzi președintele n-a felicitat guvernul pentru modul în care a condus lupta împotriva pandemiei. Dar lăsând lucrurile la o parte, se pare că tot n-au curaj să meargă până la capăt. Nu circulația pe timp de noapte este cea care răspândește virusul preponderent, ci transportul public local. Fie că vorbim de metrou, fie că vorbim de RATB, fie că vorbim de București, de Cluj, de Timișoara, de Constanța, de Zalău, de ce vreți dumneavoastră. Transportul public acționează ca un ventilator de răspândire a virusului. Ori acesta trebuia limitat cu prioritate. Transportul de navetiști trebuia limitat cu prioritate. Transportul feroviar de lung parcurs trebuia să rămână un singur tren pe fiecare direcție, cu obligația să nu se vândă mai mult de 50% din bilete. Funcționarii ce caută la birou? De 2 luni în Parlamentul European nu-i voie să ai mai mult de un funcționar într-un birou. În rest, toată lumea lucrează de acasă. De ce mai aducem funcționarii la servici? Când pot lucra de acasă, vin vineri, au predat lucrările și cu asta basta. Uitați-vă la companiile private că sunt mai înțelepte decât guvernul. Petromul și-a trimis funcționarii să lucreze de acasă. Multe alte companii, băncile, și-au trimis funcționarii să lucreze de acasă.